2020, când ați preluat din asta, mandatul de președintă, ați promis că. Eu am să citesc. Vom face dreptate la noi în țară. Și ați explicat ce aveți în vedere prin dreptate în țară. -a vorbit, ați vorbit acolo mult despre procesul de evaluare externă, de curățarea sistemului de judecători și procurori corupți, dar și despre dosare de rezonanță, mai multe lucruri. În afară de vetting. Ce de fapt s-a făcut uh, pentru a avea această dreptate în țară? Păi, ca să discutăm despre uh, rezultatele uh, funcționării justiției, avem doi indicatori. Uh, Unul este numărul de condamnări, atunci când vorbim special de combaterea corupției Aici mari, prea mare? și doi, ceziția. câți bani au fost recuperați. Și, din păcate... Nu vedem uh, prea multe lucruri și pe partea de condamnări și pe partea de recuperare a banilor. Uh, repet, uh, nu pot eu să uh, dau decizii de condamnare și uh, pe partea de recuperare a banilor, chiar dacă am insistat și am lucrat la nivelul cel mai înalt cu mai multe țări ca să existe deschidere pentru cooperare dintre Procuratura noastră și Procuratura uh, statelor vizate sau uh, judecătorii statelor vizate. Oricum, fără decizii uh, finale în instanța de judecată, aceste confiscări uh, nu se întâmplă. De asta și-am spus că justiția s-a înglodat și se pare că până să uh, reușim totuși să curățăm cea mai mare parte a sistemului, nu vom putea vedea uh, și rezultate. Justiția, astăzi, este uh, independentă de politic, deci nu există control politic al justiției. Eu nu sunt judecătorii să le spun ce decizie să ia, eu nu sunt procurorii să le spun uh, de ce dosar să se ocupe și cum să se ocupe. Deci, deci este, justiția este independentă de politic, dar este ineficientă și încă, în mare parte, uh, este uh, sau mai sunt în sistem oameni corupți, de aceea este important să încheiem faza cu curățarea și, după care, evident, să lucrăm pentru ca să crească eficiența. Asta înseamnă inclusiv să crească nivelul de profesionalism. Deci revenind la această promisiune, vom face dreptate. Înțeleg că încă n-am făcut dreptate. A, facem, pași, facem pași către această dreptate, dar a, nu pot să o fac eu direct. Eu doar indirect și doar eu, dar și poate și, asta și ați promis asta. Da, exact, minute. asta am promis și ne-am dorit cu toții să existe uh -huh. mai multă voință în sistem pentru a reforma și pentru a face lucrurile bine. Am sperat că sunt mai mulți oameni curajoși în sistem. Se pare că nu prea sunt oameni curajoși acolo uh, și pă, suntem la etapa în care încă trebuie să curățăm sistema, uh, sistemul, dar e o etapă obligatorie și nu avem cum să ne schimbăm de, la... de asta nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Cutia Neagră cu Marea Narață, fiți acolo, urmăriți-ne ca să aflați primii despre cine sunt cei mai mari corupți din Republica Moldova și ca să urmăriți cele mai interesante investigații și emisiuni.